Astăzi afli dacă un supermarket știe să gătească bine și la ce prețuri. Poate reușim să găsim mâncarea secretă, care e și delicioasă, dar și ieftină. Ca în final să poți economisi cu burticile fericite. Hai să începem! Sunt tare curios cum va reacționa când va vedea că vrem atât de multe produse. Da, sper să fie ok. Să rămână. Noi am venit să luăm așa pentru mai mulți oameni. Acești oameni vor să guste cam puțin din fiecare. Acum deserturi. Abia am scăpat de acolo. Văd cumva desert fără zahăr. Wow! Avem aici ceva fancy, tartă cu fistic. Nici asta nu știu cât costă, Doamne ajută. Uite prăjitura asta, câte se întâmplă la ea și chestii verzi și chestii negri. Se numește biscotinu, dar nu arată deloc ca biscuite. Ne-a făceau prăjitură cu ciocolată. Prăjitură cu ciocolată? Fără zahăr. Uite. Și noi trei macaroni, unul cu fistic, unul cu ciocolată. O panna cotta, vă rog. A costat dublu decât am anticipat. Efectiv, mi-a venit să leșin acolo. Hai să intrăm în review, să vezi prețurile pe ochii tăi. Avem aici toate produsele pe care le-am luat. Avem o selecție destul de interesantă, printre care prăjituri fără zahăr, un ecler puțin ciudat cu banane, ceea ce n-am mai întâlnit până acum. Și o să încheiem în forță cu meniul pe care ei îl laudă că e cea mai bună opțiune la cel mai bun preț. Până atunci începem cu micii. Două bucăți de mici care au costat 5,80 lei. Asta înseamnă 2,90 lei micul. Hai să vedem dacă sunt gustoși. Narațel cu mic. Un lucru pe care îl apreciez extrem de mult e faptul că la exterior sunt ușor crocanți, dar în interior nu sunt absolut deloc uscați, ceea ce înseamnă că i-au gătit foarte bine. O să le dau nota 8. Un desert franț uzesc macarons. Avem 3 bucăți care au costat 5,25 lei. Probabil ăsta e cu fistic. Norocel. Are o crustă crocantă, ceea ce e corect. Au destul de multă cremă, dar în afară de faptul că sunt dulci, parcă nu simt nicio aromă specială. Dar mai am încă 2 arome, așa că hai să le testăm. Bloopy. Asta e cu lămâie și chiar se simte lămâia. Asta e super bună. Și acum asta. Asta e cu zmeură și aici am nimerit foarte bine aroma, chiar nu e deloc artificială. Notă pe total. Mi-au plăcut așa de tare astea două, încât trebuie să le dau nota 8,5. Acum hai să continuăm cu o punguță de aici și vedem ce nimerim. Avem aici cod Alaska Panii. O să spun cât costă după ce îl gustăm și hai să vedem cum arată. E extrem de ud în interior. A transpirat săracul până aici. Așa arată. Avem o bucată destul de mare. Să vedem dacă e din aceea tocată sau e chiar file. Avem chiar file de cod aici. Aici avem o bucată destul de mare de file de pește în interior. Crusta e destul de crocantă și e chiar bine condimentată. Bucata asta a avut 130 de grame și a costat 8,90 lei. Spune-mi în comentarii dacă ți se pare scump. Permite-mi să-ți fac cu ochiul, cu o panna cotta, prăjituri fără zahăr. Dar ceea ce vreau eu să guști acum este ciorba de burtă. Doamna de acolo mi-a atras atenția că e rece și când a spus că e rece, chiar e super rece, e efectiv întărită. Interesantă textură pe total. E normal, pentru că ciorba de burtă are la bază o supă de oase care are foarte mult colagen și de aici textura asta. N-au fost gârciți cu burta, uite, avem destul de multe bucăți. Primul lucru care îmi place e burta, au fiert-o foarte bine și e super fragedă, dar gustul per total e aproape care de dispariție. N-are nici sare, n-are nici piper, are destul de puțină smântână și n-are usturoi. O să-i dau nota 4, chiar n-are niciun gust. O să închid ochii și o să iau ceva la întâmplare. Ești pregătit? Dar să-mi spui dacă cumva dau ceva pe jos, bine? O să iau asta. Am nimerit șnițel de pui. Vai de mine ce preț! Ok, hai să-l gustăm. Avem 2 bucăți, mai exact 134 de grame. Arată destul de bine. Primul lucru pe care îl văd e că sunt super uleioși. Uite cât de mult ulei a rămas pe ambalaj. Apreciez că are o bucată de carne destul de mare în interior, dar aceasta e destul de uscată și nu foarte fragedă. Aceste 2 bucăți au costat 8 lei. Notă? 6,5. Am 3 tarte pe care ei zic că sunt epice. Uite-le chiar acolo. Alege una. A să începem cu asta cu ciocolată. Pentru că arată super bine. Și mai rămâne fistic, Oreo. Ok, îmi place ambalajul, e foarte drăguț. Bine, lipiciul ăsta e cam greu de scos. Blatul de tartă e ușor crocant, se simte aroma de unt, ceea ce îmi place foarte mult. Iar în ceea ce privește crema, aici chiar m-a dat pe spate. Are o textură super aerată. Nu știu cât a costat, dar îmi place. Îi dau nota 9. Acum avem ceva măricel și super pufos, langoș cu brânză dulce. Vedem cât de multă brânză
tare și după aia îți spun și cât a costat, ca să vedem dacă merită. Are o aromă foarte plăcută de vanilie, iar brânza de vaci îmi place că au pus destul de mult zahăr cât să fie dulce, dar nu să fie leșinată de dulce. Și au pus destul de multe stafide, chiar îmi place. O să-i dau nota 8 și a costat 4,50 lei. Wow, e destul de mare. Stai să vezi, ce a mai costat 4,50 lei, e destul de mic. Aici este produsul de care vreau să-ți spun. Bucata asta are 65 de grame, adică mai puțin de jumate decât langoșul de mai devreme și a costat tot 4,50 lei. Cașcaval pane. Exact. Crustă destul de crocantă, hai să-l rupem în două să vedem brânza. E o bucată de cașcaval destul de mică în interior, în raport cu crusta care e destul de multă. Vorbind românește, este o gaură mare chiar aici. E un cașcaval destul de clasic. Acum trecem la ceva asiatic, super exotic. Nu mă așteptam să găsesc la Carrefour. Mai exact, pachetele de primăvară. Bucățica asta a costat 2,50 lei. Are doar 14 grame. Știți că eu bine? N-are cum. Are mai mult de 14 grame asta. Stai un pic, trebuie să vină domnul cântărici. Practic acum iau apărarea Carrefour-ului, pentru că nu cred că are cum să fie 14 grame. Avem cântarul pe 0. Da, Carrefour, are 50 de grame pachetelul tău de primăvară. Cum ar fi să sunăm la Carrefour să le spunem că am găsit o greșeală? Nu. Atunci măcar scrie-le pe Facebook. N-o să mă bage nimeni în seamă. Poate răspund până la finalul video. Prima dovadă. Acum o să fac poză la etichetă, unde scrie clar 14 grame. Dă-mi telefonul tău, că nu vreau să le dau cu numele meu. Mi-am scris așa: bună ziua, am observat o greșeală și e păcat să nu știe clienții dumneavoastră. Mi-am trimis poza, fără să spun nimic altceva. Hashtag suspansiune. Apoi am scris: pachetelul de primăvară are în jur de 50 de grame, nu 14 grame. E păcat ca lumea să nu știe că primește ceva mai mult. Și acum i-am trimis și poza cu dovada. Pe o scară de la 1 la 10, cât de nebun crezi că o să zic eu că suntem? Greu de aproximat. Hai să continuăm. Să-l rupem să vedem cum arată în interior. Un pic am puține legume, având în vedere cât de mare e pachetelul, dar hai să-l gustăm. Nu e absolut deloc crocant, dar legumele din interior sunt bunicele. Nota 5. Continuăm cu ceva foarte interesant, și anume chifteluțe de porc și de vită. Așa arată o chifteluță, hai să o gustăm și după aia îți spun cât a costat. Îmi place foarte mult că au pus destul de mult murar în ele. Sunt așa foarte fresh și aromate, ceea ce nu mă așteptam. Au sare, au piper, ceea ce apreciez în videoul ăsta. Au costat 6 lei și 14 bani și le dau nota 8. Acum le îndulcim cu ceva foarte special, mai exact prăjitură fără zahăr. Avem aici o prăjitură albă ca zăpada, care e o prăjitură pe bază de cremă cu lămâie și cocos. Miroase foarte bine. Îmi aduce aminte când îmi făcea bunica prăjitura asta. Muncea o veșnicie la ea, pentru că e foarte greu să faci straturile astea, care de fapt se fac mai subțiri tradițional. Ți-am zis să-ți închizi telefonul. Mi-a răspuns Carrefour. Da? Da, mi-a răspuns, uite aici, notificare. Dar nu ți-ară ce scrie, da, mai încolo, să te țin în suspansiune. Deci nu mai poți să te cert că l-ai lăsat pornit. Mă așteptam să aibă un gust mai puternic de lămâie în cremă, dar e destul de subtilă. Încă un lucru care o să te dea pe spate, e destul de slab calorică, are doar 200 de calorii pe 100 de grame. Prăjitura normală are în jur de 300-400. Îi dau nota 9,5, chiar îmi place. Șnițel de porc copt. Așa arată, din prima pare mult mai crocant decât șnițelul de pui de mai devreme. Bucata asta a costat 4,87 lei și acum hai să-l băgăm la burtiță. Textura lui e destul de bună. La capitolul condimente, îmi place că se simte sare aici, nu mai avem așa de mult piper ca în șnițelul de pui. O să-i dau nota 7. Chiar e un șnițel cinstit, știi cum zic? O mâncare tradițională românească pe care nu au voie să o greșească, sarmalele. Apreciez că aici sunt un foi de viță de vie, ceea ce e un pic mai rar. Apreciez și prețul de 7,85 lei pe 3 bucăți mici. Acum am văzut cât costă. Fiu sincer, nu știu cât costă sarmalele la restaurant. Mirosa zeamă de varză, deși ele sunt cu foi de viță. Nu au deloc zeamă de varză în ele, dar ele mirosa zeamă de varză. Și fii atent, nici măcar nu am 3 sarmale, am doar 2 jumate. Eu sunt foarte răsfățată pentru că bunica face niște sarmale demențiale, foarte bine condimentate. Și astea mi se par okeiuțe. Au mai multă sare decât mă așteptam și au destul de mult orez în interior. Da, adică eu văd doar orez. Hashtag no hate. Mă simt prost că nu-mi plac sarmalele lor. Carrefour, te invităm noi la o masă cinstit, cu sărmăluțe, cu țuicuță, să vezi acolo. Chifteluțe de pui umplute cu brânză, ceea ce mi se pare foarte interesant. Astea costă 60 de lei kilogramul și pe punguța asta de 134 de grame am dat 8 lei. Așa arată. Îmi place că nu s-au zgârcit, chiar au pus cremă de brânză în interior. Per total sunt foarte
foarte aromate. Așa că o să le dau nota 8,5. Mai avem aceste prăjituri, eclere cu banane, 3 pachete misterioase și marele meniu care teoretic ar trebui să ne dea pe spate pentru valoarea și cantitatea lui. Să nu uităm de mesajul Carrefour pentru mine, pe care nu vi l-am arătat niciunea. Și când ne spui? Tarte cu căpșuni. Arată foarte drăguț. N-am mai întâlnit modelul ăsta de crustă de tartă până acum. E ca o floricică. E ca o găleată. Unde vezi tu găleată? Votați în comentarii. Găleată sau floricică? Sunt sigură că o să voteze floricică. Votează floricică. Votează ceea ce e corect. Tartul e spărămicios și destul de crocant. În ceea ce privește crema, are o textură ușor mai densă decât mai așteptam, de aia mă și uitam. Uite, are așa o textură ca de budincă mai mult, nu de cremă, dar nu mă deranjează având în vedere prețul tartei. Căpșunile de deasupra sunt un picuț veștejite, dar sunt dulci și chiar au gust, nu au folosit din acelea de seră fără niciun gust. Două bucăți au costat 11,49 lei, ceea ce e ok. Acum o tartă poate să coste și 20 și ceva de lei. Șnițel vienez de curcan, fancy. Ține mă de lăbuță că prețul ăsta mă dă pe spate. 80 de lei kilogramul. Ai vrut curcan? Ai vrut vienez? Acum plătește. Abia are 104 grame și am dat 8,31 lei pe ea. Pe el, că e un șnițel. A trebuit să vedem video-ul ăsta, Andrada se plânge de prețuri. Ce-mi place foarte mult e crusta. E mult mai bine condimentată decât toate șnițelele de până acum. Chiar are gust de șnițel. O să-i dau nota 7. Am gustat a doua tartă, cea de fistic și crema. E foarte interesantă. Are multe bule de aer prin ea, ceea ce o face foarte aerată. Însă, gustul de fistic se simte că nu e 100% natural. Dar e și o tartă destul de ieftină. Mai avem o tartă, prăjitura asta fancy, două pachete misterioase și meniul. Hai să luăm un pachet misterios. Și când ne spui despre mesajul de la Carrefour? Mai te țin în suspans. Bine. Copănele crocante. Costă 49 de lei kilogram. Pe acest copănel, wow, ăsta e mare, nu mă așteptam. Am dat 6,89 lei. Crusta e relativ crocantă, dar nu cea mai crocantă. E ușor picantă, însă carnea din interior e extrem de sărată. Nota? 7. Nu știu cât costă la KFC un copănel. Hai să-ți arăt un strat fabulos de ulei. Ce ar trebui să fie acolo? Chifteluțe marinate. Miroase bine, miroase ca ceva făcut în casă, așa că hai să-l gustăm. Sunt mult, mult mai bune față de chifteluțele cu vită de mai devreme. Nota 8,5. Mai avem eclere cu banane, o tartă, meniul suprem, două prăjituri fancy și ceva misterios. Alege tu, pentru că ești fotograful meu preferat. Prăjitura fancy, fără zahăr. Și prăjitura asta are un pic mai puține calorii, doar 269, având în vedere că are multă ciocolată. O să vedem și dacă e bună. Ai observat că pe ea scrie best cake? Când voi fi mare, vreau să am și o încredere a prăjiturilor de la Carrefour. Arată foarte bine, seamănă cu o amandină, nu crezi? Nu seamănă cu o amandină. Știi ce-mi place la prăjiturile astea? Nu sunt foarte dulci și simți ingredientele foarte bine din ele. O să-i dau nota 8,5. Pe desertul ăsta o să vă spun ce mi-a zis Carrefour. În sfârșit, panna cotta cu fructe, 7 lei. Un preț foarte bun. Arată foarte bine, foarte fresh, așa, un desert de vară. Mă văd mâncându-l la plajă, dar m-aș arde ca un rac. O poveste amuzantă, când am filmat videoul în Constanța, mi-am ars toată cărarea de aici și mi se cojește în continuu. Prea multe detalii, prea multe detalii. Detalii. Hai să gustăm această panna cotta, care e un desert răcoritor pe bază de frișcă. Din câte știu, e tipic italienesc. Are așa un gust subtil de vanilie, e super cremos și nu e super, super dulce, ceea ce îmi place. Cred că e printre preferatele mele de astăzi. Nota 9. Trebuie să vă dau ce am promis, nu-i așa? Oh, da, în sfârșit. Bună, Valentin! Îți mulțumesc pentru atenționare. Transmit colegilor responsabili să verifice această situație și să remediez. O seară liniștită să ai. Tina. Și mi-a pus și un emoticon de zâmbăreț. Oh, ce dulce e Tina! Mai avem două chestii sărate și două dulci. Ăsta rămâne la final cu astea, deci le încercăm pe astea. Pui crispy, 57 de lei kilogramul și arată așa. Arată crocant, miros puțin picant, așa că hai să le gustăm. Lupi? Sunt picante. Jus. 7,5. Mai avem 3 lucruri, ultimele fiind eclere cu banane și meniul super suprem. Are chiar și un biscuițel Oreo, micuț deasupra și chiar e Oreo. În total altă ligă față de cea cu fistic, chiar are gust de
Oreo, pentru că are biscuiței sfărâmați prin ea. Nota 9. Eclere cu banane. Nu știu cât au costat astea. Arată bananos. Înăuntru sunt umplute cu cremă de banane. Dacă nu, sunt extrem de trist. Nu știu. Se întâmplă foarte multe lucruri în gura mea. Da, în interior, crema are o aromă subtilă de banane, dar glazura asta de deasupra e cea care chiar te lovește cu banane. Rămân la eclere cu vanilie sau ciocolată, așa că îi dau nota 6. Am ajuns la meniul suprem, cel cu care se laudă Carrefour că e și mult și la preț bun. Am avut ciorba de mai devreme, cea de burtă, băutură la 500 de mililitri, plus cutia asta. Cipi, 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 cipi. Cartofior, uscat și fără sare, salată de castraveți cu mărar. Chiar foarte bun. Pâinică. E genul ăla de pâine la care trebuie să mesteci un pic mai mult, dar nu era la gust. Și acum, pentru ce așteptăm toți aici? Lipioarele barbecue. Miros a grătarul tatei. Ceea ce e bine. E bine. Condimentele de pe ele sunt bine echilibrate, au aromă foarte intensă de boia și ceva ierburi aromatice pentru că sunt în același timp fresh. Iar prețul este pe sticla de Coca-Cola? 17 lei 49. Simt că asta chiar e o masă destul de mare. În special că acum o prăjitură costă 13 lei. Este o delceață că ai stat până la final. Un like și un subscribe cu clopoțel. Sunt prăjitele de apreciate. Vidră, au!